Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Ui! Bună, dragilor! Unde credeți că am ajuns? La castelul Cantacuzino, unde vă invit și pe voi! Ne aflăm la Bușteni, în cartierul Zamora, acolo unde nababul Gheorghe Grigore Cantacuzino a decis la începutul secolului 20 să-și ridice un castel, un adevărat monument de artă și de arhitectură neoromânească. Castelul a fost construit de-a lungul a 10 ani, până în 1911, iar la inaugurare respecta absolut toate cutumele vremii, ca să nu mai spunem că era și una dintre cele mai moderne clădiri ale acelor vremuri, fiind dotat încă de la început cu energie electrică, apă curentă și un sistem propriu de canalizare. Sunt 7 camere la parter și 6 camere la etaj. Parterul era spațiul destinat primirii oaspeților și organizării de evenimente. Aici ne putem încânta privirea cu o pardosală absolut originală de la 1911. Este o pardosală realizată din ceramică glazurată. A fost adusă din Italia. Și dacă tot ați ajuns la castelul Cantacuzino din Bușteni, dați-mi voie să vă prezint cea mai frumoasă priveliște de pe Valea Prahovei și cu siguranță una dintre cele mai frumoase priveliști din România. Doamne, ce priveliște minunată! Acum să vă mai spun un secret. Știți ce am aflat? Că în acest loc se întâmplă cele mai multe cereri în căsătorie. Accesul la etajul castelului se face pe una dintre ultimele scări domino rămase întregi în România. Scara domino înseamnă că nu are susținere, este o construcție absolut independentă în interiorul pereților casei scărilor. Dacă cineva scoate de aici o secțiune, nu contează ce secțiune, că e una de trepte sau una dintre odihne, ca cea pe care stăm, tot ce-i deasupra acelui punct se prăbușește instantaneu. Iar curtea interioară a castelului a fost exteriorul Academiei Nevermore din Wellesley. Ne-am transformat puțin pentru acele filmări. Interesant este că a mai rămas ceva. Zona de tir cu arcul din partea mea stângă este zona folosită în filmările din Wellesley. Ce frumos! Această plimbare mă trimite la culcare. Acum, haideți să mergem să vedem unde ne cazăm. Bine ați venit în locația noastră. Aici este zona de primire a oaspeților, zona în care oaspeții noștri își pot și petrece perioada de timp în care lucrează de acasă. Locația noastră are 9 camere și un apartament, dispuse în camere cu pat matrimonial. Apartamentul este cu dormitor și living. Accesul în vilă se face pe baza unui cod din 4 cifre urmat de tasta diez. Și la cameră este aceeași procedură. Se atinge display-ul, se introduce codul și ușa se deschide. Fiecare cameră este personalizată și dispune de un balcon generos. Vorbește lumea.